Salut, sunt Andrei și astăzi vă prezint aparatul de debitare cu jet de plasmă ProEld CAT50L. Acest model folosește tehnologie inverter de ultimă generație cu un randament de lucru de până la 60%. Astfel, dintr-un ciclu de 10 minute poate fi utilizat 6 minute, iar 4 minute sunt necesare pentru răcire. Aparatul de tăiere cu plasmă ProEld CAT50L este recomandat pentru aplicații industriale, ateliere de producție și lucrări de întreținere și montaj. Panoul de comandă este situat în partea frontală a aparatului și este prevăzut cu un potențiometru prin care utilizatorul poate să regleze curentul de tăiere de la 15 până la 50 de amperi. Display-ul digital afișează curentul de tăiere selectat de potențiometru. Deoarece discutăm de un aparat de debitare cu jet de plasmă, trebuie să ținem cont și de faptul că torța trebuie răcită, astfel pe panoul de comandă avem prevăzut un comutator prin care selectăm timpul de răcire al torței după efectuarea operațiunii. Folosind acest procedeu de debitare cu jet de plasmă, aparatul despică materiale cu grosime maximă de 18 mm. Practic, muchia rezultată în urma despicării conține bavură. În partea de jos a aparatului avem borna pentru conectarea cleștelui de masă, precum și borna pentru torța de plasmă și comutatorul de aer. În partea din spate a aparatului este montat ventilatorul pentru a asigura o răcire eficientă a aparatului. Sub ventilator găsim borna pentru împământare, supapa de conectare la compresor, precum și cablul de alimentare la curent monofazic. Puterea absorbită de acest aparat este de 7 kV, iar presiunea aerului comprimat este de 5 kg forță pe centimetru pătrat. Carcasa acestui model este metalică pentru a proteja împotriva șocurilor și este prevăzută cu fante de aerisire laterale. Greutatea acestui produs este de 9 kg.